Salutare, fraților, și bine ați venit la un nou episod de la mine pe canal. Eu sunt Georgescu, iar astăzi, fraților, o să mergem în second hand cu Nosfe. Faza interesantă este că el este născut în Galați, așa că o să putem să vedem un pic perspectiva lui și despre SH-urile din Galați. Am văzut și perspectiva SH-urilor din Brăila, din partea lui Camila și din partea lui Scheri. Ceea ce mi se pare un lucru foarte interesant, să vedem un pic perspectivele despre second hand-urile cam din toate orașele din România. Pe vara asta plănuiesc să ajung pe la Cluj, poate filmăm pe la Cluj în second hand-uri cu Daria Red. Pe lângă asta, haideți să vedem acum ce perspectivă o să aibă Nosfe despre second hand-urile din București. O să mergem pe la second hand-urile de la Piața Muncii. Mergem acum, luăm pe Obretin, care o să ne ajute cu filmatul ca de obicei. După ne vedem cu Nosfe în Piața Alba Iulia și după îi dăm ușor pe jos spre Muncii, să vedem ce second hand-uri găsim pe acolo. Dacă nu găsim ceva tare, poate mergem prin timpuri noi. Mergem și pe aici pe la mine prin cartier, vedem ce găsim. Așa că hai să mergem în second hand. Veniți cu mine să vedem ce o să-și aleagă Nosfe, așa că sunt foarte curios și de perspectiva lui despre aceste magazine din București, așa că hai în second hand. Ok, fraților, și am ajuns acum, ne-am văzut cu Nosfe aici la Alba Iulia. You know, am venit la treabă să vedem să facem un outfit cu aproape niciun bani, practic, nu? 50 de lei. Eu după vreau să discut un pic cu tine dacă mi-ai fost prin second hand-uri în Galați și așa, că bănuiesc că... Bro, în Galați n-am mai fost de mult la second hand-uri, dar am o mătușă care știe niște magazine foarte marfă de second hand în Galați. Ea și-a luat foarte multe chestii acolo și în Galați nu prea mă duceam. Eram în Galați, cultura de second hand era mai cumva de nevoie, știi? Uneori. Acum e și de fiță cumva, pentru că găsește chestii care, nu știu, arată mai vintage și acum e vintage la modă. Eu cumpăram de la secretările din Galați ghete de fotbal. Dădeam maica mea bani să-mi iau ghete noi și eu cheltuiam banii și nu luam niște ghete de la SH. Am înțeles, să spuneai banii deoparte. Exact. Bun, haideți, fraților, să mergem acum în secretările astea de la Munci, o să o luăm pe jos, să vedem ce găsim și după mergem la mine să-l vedem pe Nosfe cum este îmbrăcat. Fraților, și acum mergem pe secretările, ne-am grăbit un pic și am zis că sunt aici pe Decebal și pe toată porțiunea asta și ne ducem până undeva pe Mihai Bravo. La niște mondauri și la ceva haine vechi ieftine. N-am înțeles exact, dar până atunci vreau să discut un pic cu Nosfe ce mai scoate el. Dacă mai scoate ceva proiecte cu Shatra. Cu Shatra am intrat în studio acum curând, dar nu cred că o să iasă anul ăsta ce am scris și ce am tras acolo. Urmează să scot cu Albert, cred că pe 30 sau ceva. Mai pregătesc o chestie, colaborare cu House Killers, nu știu dacă îi știi. Am filmat cu ei în second hand. Exact. Băieții sunt cam bombeu pe drill și nu multă lume înțelege drill-ul încă în România, știi? Și că din punctul meu de vedere o să fie cum a fost trap-ul acum 5-6 ani, știi? O să rupă în stilul ăla gen? Da, poate nu o să rupă la nivelul ăla pentru că nu e atât de comercial, e mult mai mellow, mult mai hip ca și subiecte și așa mai departe. În afară e mare nebunie cu drill-ul ăsta, adică e on the way peste tot, adică Franța, Italia, da, rupe da, pe da, stilul ăsta da. De drill, Anglia la Italia fel. Italia și abia acum a început să știi. Bro, eu mi-au chestii de la femei și știi. Da? Da. Ia uite. Cum ar fi? Ceva finuță. Cred că ți-e și bun ăsta. 2 lei asta? 2 lei aia? It's mine. O păstrez și pe asta. Toate astea de aici așa. Deci tot ce e acolo e 2 lei aia. Dacă totul e la 2 lei, îți faci 25 de auti. Ce asta e interesant, rău de tot. La 2 lei, lei și le probezi pe toate și vezi cum le vine mai bine. Good, dar păi alb din picioare. Suflecați aici așa. Da, da, outfit da. De la de mama veche și. Direct, cam așa asta chiar tot. Cu asta, da, direct. Foarte baggy, da, nice room. Ăștia-s mai mult stilul pe veche, așa, știi? Da. Și nice. E fix măsura care trebuie. Îmi plac ăștia. Ok, perfect. Mai adăugăm noi ceva la ei după aia. Da, nu-i problemă, cum ai găsit. Avem 2 pantaloni, 15 și 10. Ok. 2 bărbăte și 2 de hamă, 18 lei. 18 lei? 18. Uite-ți, cine bun 18 lei toate astea. Mai avem încă 32 de lei. 4 cămăși și 2 perechi de pantaloni. 18 lei, ca să înțelegi. Bro, mi se pare ceva incredibil. Asta zic, și oamenii încă nu înțeleg că second hand-urile sunt mare nebunie, pentru că unii dintre ei încă se iau de copiii care sunt îmbrăcați așa în școli. E o mare problemă cu chestia. Bro, e lipsă de cultură, din păcate. Să judeci oamenii după haine sau după faptul că sunt sărași sau bogați, este fix lipsă de cultură și lipsă de educație care vine și de la părinți.
adulți și pur și simplu nu e normal. Te îmbraci cum vrei, bro, e 2021, poți să te îmbraci și de la femei și de la bărbați, în orice culoare, nu mai judecă nimeni. Da, iau cămașa asta și o rup așa și merg cu ea pe stradă, nu mai contează. Da, chestia asta e doar că uite, lumea privește chestia asta, că doar artiștii poate să facă așa, gen se îmbrace așa, pentru că ei nu judecă oamenii, știi? Într-adevăr, până n-ajungi în punctul în care să-ți asumi un outfit puțin hazardat așa și să ai și un feedback bun și să nu fii judecat. Într-adevăr, e greu să înțelegi că poate fi marfă să te îmbraci într-adevăr cum vrei tu. Lumea își dorește foarte mult să se îmbrace marfă și ieftin, dar nu-și dorește atenția pe care ți-o poate aduce chestia aia. Dacă tu nu-ți asumi outfitul respectiv, automat lumea te simte, sunt precum câinii, știi? Asta te miros că ți-e frică cu ce ești îmbrăcat. Tu trebuie să-ți asumi tot ce ai pe tine. Eu când eram mic, mi-era foarte frică să ies din comoditatea aia mea. Fix outfitul ăla, lejer, cel mai simplu. Da. Până la urmă ne-am decis că o să mergem la mine în cartier ca să terminăm outfiturile. A zis, nu o să fie că vrea să-și mai ia ceva pentru cămașa aia. Pentru cămășile aia două, da. Și nu știu, să vedem dacă mai găsim ceva. Poate completăm astea două cămăși cu ceva pantaloni și... 100% găsim, mergem la mine în cartier în cele două second-handuri de acolo și revenim de acolo. De fix culoarea e. E fix ăla. Hai să-i luăm pe ăștia. Vrei pe ăștia? Și... asta a fost. Haideți că mergem de aici, mergem spre mine să facem outfit-urile. A făcut n-o 3 outfit-uri în 50 de lei de data asta, adică wow. Dați-vă seama. Băi, iar am fost ca la vele, adică am făcut outfit-uri super, super bune, nu știi asta? Nu m-aș aștepta nicio, eu chiar mă întrebam dacă mai simt prețurile așa, trebuie să faci un outfit din... 50 de lei, știi? Cât de puțin timp ți-a trebuit să faci 3 outfit-uri? Foarte puțin. Asta zic. Adică nici nu te-ai chinuit, nici n-am stat foarte mult, că asta e și timpul. Timpul e un lucru foarte important în viața. Da, da, da. Pe bine, fraților, mergem, ajungem la mine, mai discutăm un pic cu Nosfei și după aceea îl vedem ce outfit se îmbracă, așa că hai la mine. Fraților, avem 4 outfit-uri ale Nosfei, cum v-am zis și mai devreme, așa că o să vă pun pe voi în secțiunea de comentarii să decideți care este cel mai tare și așa că o să începem acum să vedeți de la primul până la al patrulea outfit. Ăsta este primul outfit al lui Nosfei. Bună seara și bine v-am găsit, domnilor și domnilor. Ceva finuță și ea puțin de seară, ca și cum. Pare că se așează bine rău, vezi? Da, și cu accesoriile vine top. Da. Și cu alea la gât. Sincer, pot să dau un concept așa lejer. Da. Oricând. Chiar da, dar mai mult pe guță l-aș vedea așa, cum ți-a zis. Guță i-ar sta impecabil. Când dar guță ar transforma altfel outfit-ul ăsta, vezi? Nu știu, l-ar face altfel, iar adăuga niște accesorii care l-ar face complet altfel. Și vreau să scrieți în comentarii dacă outfit-ul numărul 1, numărul 2, numărul 3 sau numărul 4 este cel mai tare, așa că hai să-l vedem pe Nosfei în outfit-ul numărul 2. Și acum o să vină Nosfei și s-a îmbrăcat în al doilea outfit, ăsta mi se pare mai tare, prima părerea mea până acum. Bine, v-am găsit, doamnelor și domnilor. Era o întrecere aici pe o plajă puțin. Da, pe bune, direct vama veche. Bun! Îmi place pantalonii. Sunt un pic amari, nu? Sau? Sunt mari, dar nu-mi cad gen. Deci nu-ți cad. Tot pachetul ăsta e destul de rar. Asta e al doilea outfit, fraților. Venim cu al treilea imediat. Și vine Nosfei acum cu al treilea outfit. Ia vedeți aici. Ia vedeți aici. Să... o cămașă albă cu un pantalon cu un blug albastru care se așează așa de bine în cația și cu Adidas și ăștia albi. Deci blugi de 5 lei, cămașa 2 lei. Da. Adidas și în fine aveam, mi se pare ceva finuț. Ai 7 lei, de 7, am 7 lei pe mine, bro. Și poți să duci în concert așa. Absolut, trebuie doar să-ți dai puțin interesul. Stat o oră. Exact. Asta zic. Deci nu trebuie neapărat Supreme, Gucci. Chiar nu trebuie. Trebuie să arate frumos. Hai să vedem și ultimul outfit, așa că după ne scrieți voi în comentarii. Și ăsta este ultimul outfit, băieți, și ziceți-mi acum care vi s-a părut cel mai bun. Într-adevăr, un outfit de ieșit așa puțin la un 4 mici cu muștar, dar mi se pare și foarte relaxant, poți să ieși la o limonadă cu ghimbir foarte lejer. Într-adevăr, blugii sunt ai lui, asta este una dintre... Blugii sunt ai mie, da, într-adevăr. Blugii și Adidas, Adidas și asta. Dar cămașa e 2 lei, mâncați. Fraților, vreau să-mi scrieți în secțiunea de comentarii chiar acum care dintre cele 4 outfit-uri ale Nosfei v-a plăcut cel mai mult și vreau să-mi scrieți dacă outfit-urile astea ale Nosfei vi s-au părut mai bune decât ale celorlalți. Și da, fraților, cred că cam asta e. Vreau să mai scrieți în secțiunea de comentarii că de trebuie să vă rog de toate să-mi scrieți acolo pe cine ați vrea să mai vedeți. Da, fraților, cred că cam asta e cu vlogul de astăzi. Eu am fost Georgescu, el a fost Nosfei. Ca de fiecare dată nu uitați de like, share, com, subscribe, toate alea rele. Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram la Georgescu, Nosfei Zila. Vă pup, pa!